Crezi că e bine ce ai făcut? Că am vândut droguri? Da. Cred că nu este bine, dar trebuia să-mi crezi copilul, nu? Familia. Ce ai tu să-i zici la oamenii de afară? Ce poți să-i zici? Să fie cu minte să nu mai vândă droguri și să nu fure, să mai aibă grijă de copiii lor. Așa. Pentru că libertatea este cea mai de preț. Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rom European. Săptămâna trecută am început să vă prezentăm povestea celor de la Craiova Boys, o trupă formată din deținuți ce provin din penitenciarul de minori și tineri Craiova. Astăzi ne vom continua demersul pentru a înțelege mai bine de ce ar trebui reconsiderată relația comunității cu cei care trăiesc în penitenciare. Acum aproximativ jumătate de an am fost contactat de doamna Dana Cenușă, spunând că vor de data asta la festivalul de teatru să aibă și muzică cumva și au adăugat și secțiunea de film documentar, de unde festivalul de teatru cu deținuți a devenit cumva un festival multi-art și teatru și film și muzică. Cum a început colaborarea cu Andrei? Sunt foarte recunoscătoare lui Andrei Dinescu pentru că după mulți ani de căutări, el și Toby au fost cei care au spus da și m-au ajutat și așa s-a ajuns la concertul în care, pe care noi îl numim cumva generic și de șamanelism. Cum s-a ajuns la ideea unei trupe? Păi am făcut casting. Ne-am dus cu mașina, cu Andrei, în câteva penitenciare mai apropiate, e adevărat. Și Andrei a fost cel care a ales, nu eu. Și a ales cu plăcere și cu entuziasm. Și deținuții au simțit lucrul ăsta. Ce a fost amuzant e că pe la pușcările la care am fost erau aleși muzicienii de către conducere din toată pușcăria, au fost aleși oamenii cu talent. Ca întâmplător erau cam 90% țigani dintre ei și erau puși să cânte folk alb românesc. Mă rog, am ajuns acolo, am ascultat, era așa un spectacol comunist speriat și eu am fost adus ca expert cumva să le spun eu ce să facă și tot ce am făcut, ajuns să fac, a fost să le spun, să-i întreb de fapt, dar vouă ce vă place să cântați? Și când au auzit ce vă place, a fost pur și simplu o explozie totală de muzică, ritm, nebunie și talent foarte, foarte mult. Evident, muzică cumva țigănească, manele, altă zonă decât erau ei obligați de obicei să cânte la festivitățile alea obligatorii. Eu cred că îi ajută orice este onest. Adică societatea îi judecă cu cea mai mare asprime în alb și negru pentru că este foarte comod. Nimeni nu să se gândească de ce ajunge un deținut la închisoare, nimeni nu-și pune problema ce se întâmplă cu un deținut în închisoare și mai ales ce se întâmplă cu el după ce iese. Îi ajută, după părerea mea, foarte mult, mai mult decât alte genuri de programe de reintegrare socială. Cei mai mulți deținuți au probleme foarte mari de comunicare, pentru că totul se petrece pe un teren din ăsta afectiv, care este profund, și arta, în orice formă ar fi ea, înseamnă comunicare. Nu doar muzica, orice formă de comunicare îi ajută. Când i-am cunoscut, erau foarte căzuți așa și deprimați puternic și în 2 luni de cântat ce le place, atenție, cu acest mic amănunt, fiindcă erau obligați să cânte, semi-obligați să cânte chestii care nu le plăceau. După 2 luni de cântat ce le
place și au schimbat așa de la tonus fizic și psihic, nu știu, aveau alte expresii. Deci cred că oricum muzica e într-un fel terapie, prin muzică e tăcâie, e cam cea mai eficientă și rapidă care de-ai pune și le-ar face să circule energia lor, de fapt, bună, care există, nu doar aia rea. Rămâne asta? Tum-taca, tucutam, tum-taca, tucutam, da? Atenție! Renato, Ioniță! Nu, nu, ați venit? Și încep, nu? Și șamanismul a venit de la asta, de la faptul că ne-am spus să vouă ce vă place, au făcut un ritual cei de la Craiova, penitenciarul de minori, nu aveau niciun fel de instrument, aveau doar niște darabane și au făcut ca o procesiune, de asta au început să învârtă în cerc și să cânte bucăți de manele, un soi de bătălie de muzică și ritm care era semănat de mult cu un ritual încât am numit-o șamanelism, fiindcă erau manele, dar era ceva șamanic în mișcările lor și în muzica lor. Craiova Boys a susținut alături de Rahova Boys în deschiderea festivalului de film documentar One World România un concert special denumit Șamanelism. Toate melodiile interpretate de deținuți au fost dedicate familiilor lor care se aflau în public. Haideți, haideți! Nu vă lasă, șef? Da, haideți. We have to talk until they start. În primul rând vreau să spun și bună seara la toată lumea. Eu sunt Renato din București și am 20 de ani. Dați-mi voi să-l prezint și pe Sebastian, colegul meu. Bună seara, toată lumea. Șamanism e un spectacol care conține unul gașca de minori de la penitenciarul din Craiova, care cântă doar cu darabane și cu voce și fac acest cumva ritual al lor manelistic. După aia, partea a doua a spectacolului e cu trupa de la Rahova de majori, unde sunt toboșar, basist, chitarist, clarinetist, clăpar, e cumva o trupă plină. Și a treia parte a spectacolului e improvizație electronică, eu cu prietenii mei aduși din libertate. Când știe că peste o săptămână sau peste o lună trebuie să iasă în oraș pentru un spectacol la un liceu sau, mă rog, în comunitate, deja relațiile între noi și, în general, între ei și personal sunt pe calea cea bună, în sensul de a se schimba. Dau niște palme că vă tărând din picioare. Chile din locul negru special pentru voi.
dacă aveți emoții. Nu prea? Nu. Nu? De ce? Că nu este primor. Am un pic emoții, nu pot să spun chiar așa că nu am emoții. Emoții, oricine are emoții. Am și eu. Am puțin acolo. Cât de cât. Dar o să le lăsăm deoparte. Ai emoții pentru diseară? Așa. Sunt obișnuit cu spectacole de genul ăsta. Cum e? Aveți emoții? Nu. Cum crezi că o să fie în seara asta? Super. Extraordinar. Părăcioasă lume va. Atunci când ați cântat în deschiderea festivalului, a fost în public și familia ta? Da, sora mea, cu nepoții mei, că mama e bolavă, e la pat. Luna asta am fost de două ori la București. Familia mea era aproape un metru de mine, nu venea să cred, deci serios, să vezi, nu venea să cred. Fratele meu abia venise și chiar nu mai îl văsem de un an și ceva, că el era plecat. Au venit și ai tăi să te vadă? Nu, pentru că n-am pe nimeni. Nu am pe nimeni. Mama mea a decedat în 2007. Tata mea e un Derbet de Vien. În Franța sau pe la Viena, nu mai știu pe unde e. De când nu v-ați mai văzut băiatul? Băi, să fie vreo 5-6 luni, că el fiind pe Craiova, ajung cam greu acolo. Ce ați vorbit? Ce ți-a spus? Să fiu cu minte, mai am puțin să vin acasă, să nu fac probleme și atât. Râdea și după aia a apucat o plasă. Da, e pentru prima oară când m-am văzut mama atunci la spectacol la privat, pentru prima oară care m-am văzut când întâmplă scenă, am văzut că plânge și mă pierusem cu fire, așa pot să zic. Mi-e dor de băiatul meu. Da, liber, mă simt liber. Îmi place. Bucuros, foarte, foarte bucuros. Emoții mari, în primul rând, nu știu, tot timpul. Mă simt bine. Mă simt în atenția tuturor. Mă simt mai important, așa, nu știu. Am puțin emoții, dar asta e, trebuie să iasă bine, că dacă nu iese, data viitoare poate nu o să mai iasă, să zic așa. Oh, te iubesc și te purtez în inima mea. Jaza vieții mele, ești aerul care respir. Și la fiecare clipă, prin putere când mă închid. Oh, te iubesc, când am iubit pe nimeni de. N-a fost nevoie să îi pregătească sau cineva să lucreze fie cu o parte, fie cu cealaltă. Pur și simplu s-au înțeles de la început foarte bine și asta se și vede și în ceea ce a urmat. Nu ne-am fost aduși ca experți, ziceți-le ce să facă, ne-au cam zis ei. Eu am ajuns să cânt cu ei cu toba, a trebuit să învăț de la ei ritmurile orientale și cumva atmosfera și energia. Asta am ajuns și eu să o învăț de la ei.
muzica pentru mine acum o să însemne și înseamnă un viitor foarte bun și pentru mine și pentru familia mea. Pentru că dacă o să fie bine, n-am cum să-mi las familie. Ți-ai făcut ceva planuri de viitor, să înțeleg? Da, sigur că da. I-am vorbit cu cineva, cu Andrei Dinescu. O să încerc să stau cât mai aproape de el, să îmi fie cât mai bine. Că sigur n-am să pierd niciodată, nu o să am nimic de pierdut lângă Andrei. Pentru că este și cunoscut, este un om foarte bun, are un suflet mare, un suflet de aur, are și caracter și îi mulțumesc mult pentru tot ajutorul care m-a ajutat el și o să mă ajute în continuare. De ce ai ales să te implici în acest proiect, să-i spunem? Tu vii cumva din ușor din altă zonă muzicală. Da, ușor. Se vede pe fața mea că vin din ușor de altă zonă muzicală. Eu vreau înainte să mă sune doamna Dana Cenușă, eu începusem să învăț cumva manele și să vrând să învăț muzică pur și simplu în România, n-am avut cum să mă prefac că nu există muzică bună în zona maneliștilor, mai ales instrumental, ceea ce m-a interesat pe mine. Și cumva a fost, pentru mine s-a lipit perfect, era exact ce îmi doream eu înainte să mă contacteze cineva. Începusem deja să colaborez cu maneliști liberi, am avut foarte multe de învățat, cum ziceam. Pentru mine a fost total învățătură și asta e încă. Învăț de la ei, sunt instrumentiști lăutari, unii cântă de la 5 ani. A fost șansa mea de a învăța niște stiluri de muzică pe care nu, în mod normal, nu le învățam în mediul din care veneam eu, clasică. Muzică clasică sau jazz sau rock sau electronică. Există un folclor de închisoare care, chiar dacă este unul, să spunem, nu este neapărat pe placul celor care sunt obișnuiți cu o muzică cultă sau o muzică de o anumită factură, el transmite niște mesaje și mie mi s-a părut că ar fi potrivit să găsesc pe cineva care să plece de la acest reper muzical și să-l ducă undeva unde toată lumea să-l audă cu plăcere sau să-l audă măcar. Vă place cum cântă? Bine, el nu cântă din gură, la tarabana, să zic așa ceva. Credeți că asta poate fi a doua șansă pentru el? Pentru el că pot să cred orice, acum e nu a doua, poate să fie și a doua și a zecea, dar să fie una și bună. Pentru el, depinde de el. Ce vă doriți pentru băiatul dumneavoastră? Vă dați seama, ca părinte, tot ce e bun din lume. Nu există nicio ființă omenească care să ajungă la un anumit nivel de înțelegere dacă nu este educată în direcția aceea. Ori, peste jumătate din deținuții din România sunt analfabeți sau au o educație extrem de precară, sunt pentru furt, peste 60% vin din mediul rural și asta este o dovadă că orice persoană care nu are un minim de unelte ca să răzbată până la urmă, să supraviețuiască, să învețe, să se adapteze regulilor societății, poate să ajungă mai degrabă la penitenciar. În România, rata de recidivă a deținuților este de aproape 80%, ceea ce înseamnă că penitenciarul românesc, cel puțin în forma lui actuală, este mai degrabă un eșec decât o soluție. Dacă să fugi, să alege gaburi, să te bate, să te aresteze, mai bine zice să te abat. Mai bine mănânci pâine cu sare, acum părerea mea care, mai bine mănânci acasă cu familia ta pâine cu sare și cu ulei, adică tu să știi că ai mâncat ceva și să știi că ești lângă familia ta, decât să furi să fie aici între perversitate, multă, hoție, care mai de care pentru ei, că așa e la pușcărie, care mai de care pentru ei să aibă ei gențile mai pline, mai, nu știu, fiecare cu ce-i doare. Ce sfat le-ai dat tinerilor care ar putea să fie în situația ta? Să învețe, să asculte de părinți. E cel mai bun să asculte de un părinte. Eu întotdeauna când îmi spunea mama, vine după mine cu mâncarea. Ziceam, lasă-mă că nu mănânc. Și nu mâncă și mănâncă. Nu mănânc, făi, vorbeam și eu.
Du-te, fă de dar nu înjuram, nu. Uite așa, zice, lasă-mă, fumă mică, fă că nu mănânc. Și la un moment dat am realizat ce chine pentru părinți. Uite că se chine ca să te crească, să te facă mare, să fii lângă ea. Și tu îi vorbești urât, o înjuri, nu asculti. Ce răsplată? Nimic. Să-și vadă de familie, în primul rând, de mamă, de tată, că sunt singurele persoane care îi iubesc cei mai mult, de fapt ne iubesc cei mai mult, mama și tata, părinții, și să se țină de școală, că e foarte important. Contează foarte mult în viață școala. Dacă nu ai școală, în ghilimele ești un nimeni. Nu te bagă nimeni în seamă fără școală. Și ca un nimeni. Și să lase drogurile deoparte, că sunt periculoase. Cam atât. Tinerii ăștia pe care dumneavoastră îi vedeți acolo și care n-ar trebui să fie acolo. Ar trebui să fie la școală, ar trebui să... Ei provin de cele mai multe ori din familii dezorganizate, provin dintr-un mediu care a fost extrem de agresiv, care nu i-a învățat lucruri bune, ci dimpotrivă, și sunt la rândul lor niște victime. O societate preferă să se raporteze la ei ca la niște oameni răi, care s-au născut răi, pentru că e cel mai comod așa. Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci vă spun să trăiți mișto și, bineînțeles, un Paște fericit! Vă vorbesc din suflet că așa e cel mai tare. Nu vă dau nici palme că vă tărân din picioare. Vine din locul negru special pentru voi această melodie care este de la noi. Ascultați aici că este foarte tare. De la Pântolani care sunt la răcoare. Aici nu trăi... de burse în domeniul medicinei, în cadrul proiectului Profesioniștii Romi în domeniul medical, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.